Dimineața, astăzi 13 noiembrie 2019, o să vorbim un pic de cumpărarea, judecarea unui imobil care a fost distrus de fostul proprietar. Cred că știți: în momentul în care cumpărați de la licitație publică, respectivul imobil este liber de orice sarcină, deci deveniți proprietar de plin. Ce trebuie să știți însă, codul de procedură civilă nu acoperă partea aceasta în care dobândirea, transmiterea, luarea în proprietate de către adjudecatar se face cu distrugeri. Pur și simplu au dispărut chiuvetele, pereții sunt distruși, absolut tot. Ce face cumpărătorul? Ar trebui să depună o plângere penală sau să chemem judecată pentru daune. Ca și probă esențială este raportarea la procesul verbal de predare, primire, respectiv expertiza de evaluare. Deci, dacă cumpărați un imobil prin licitație publică, și în momentul dobândirii acesta este distrus, ar trebui să depuneți o plângere penală, respectiv să chemați în judecată pentru daune. Al vostru, Coltuc Marius.